Începând de mâine, elevii intră în vacanța de Paști. Aceasta a fost prelungită, iar copiii vor sta o lună acasă până pe data de 4 mai. După mult timp în care copiii au făcut școală online, aceștia vor intra în vacanță prelungită. Cei din clasele 5, 9 și 9-11 vor avea vacanță până pe data de 4 mai. Cei din clasele terminale vor reveni la cursuri pe data de 11 aprilie. De mâine începe vacanța pentru copiii de clase 5, 7 și 9-11, de mâine 2 a 4-a, până pe 4 a 5-a. Iar se întorc la școală pe 5-a 5-a până pe 25-a 6-a. Da? Pentru copiii de clasa 8-a și clasa a 12-a cu anii terminali, au vacanță de pe 2 a 4-a până pe 11 a 4-a și de pe 30 a 4-a până pe 9 a 5-a. Se întorc la școală, sau mă rog, școală online, depinde de situația epidemiologică, pe 12 a 4-a până pe 29 a 4-a. De pe 10 a 5-a, clasa 8-a continuă cursurile până pe 11 a 6-a, iar clasa 12-a până pe 4 a 6-a. Această decizie a fost luată pentru limitarea infecției cu SARS-CoV-2, deși tot mai mulți părinți consideră că elevii vor fi scoși din ritm. Altă propunere este ca examenul de bacalaureat să se desfășoare în perioada 28 iunie-1 iulie, cu afișarea rezultatelor finale pe 9 iulie, în timp ce evaluarea națională să aibă loc în perioada 5-8 iulie.